Gata, merge. Da. Detașamentul de pompieri Arad a intervenit pentru scoaterea a două victime prinse între piarele contorsionate ale tirurilor, cu două autospeciale de descarcerare și o autospeciale de stingere, un Iveco de 5.000 de litri. A fost grea intervenția? A fost foarte grea datorită faptului uitați-vă că la era noi la înălțime și era greu accesul salvatorilor. A fost nevoie de macara? Da, am avut nevoie de macaraua de la descarcerarea grea. Persoană decedată? Am avut o persoană, da, decedată, se pare, au declarat medicii. Astă seară, în jurul orelor 19, pe drumul național 7, un camion înmatriculat în Bulgaria se deplasa din direcția Nădla către Deva, iar în zona industrială, din neatenție, acrușează un camion înmatriculat în Ungaria, care venea din sens opus, iar apoi intră frontal într-un camion înmatriculat în Turcia. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului camionului înmatriculat în Bulgaria, iar ceilalți doi conducători auto, a celorlalte două tiruri, au fost doar vătămați corporal. Cercetările sunt în desfășurare, inspector merg aflat din cadrul Poliției Rutiere Arad.